din Armata României sunt acolo pentru a putea ține sub control tot ce se întâmplă în acest oraș. Și vă spuneam că avem informații chiar acum de ultimă oră, date de ultimă oră care vin chiar de la Ministerul Afacerilor Interne și îi mulțumesc pentru asta domnului Bogdan Despescu, chestor șef și secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne. Este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Despescu! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Domnule chestor șef, vedem în acest moment chiar un incident la Țăndărăi. Sunt acolo polițiști, sunt acolo toate forțele de ordine care trebuie să încerce să țină sub control ce se întâmplă în acel oraș. Aveți date despre ce s-a întâmplat, acel bărbat care a fugit și care a fost prins iată de autorități și ce se întâmplă în acest moment în Țăndărăi, tocmai pentru a vedea care sunt măsurile luate să fie ținută sub control situația? Fac precizarea că în toate localitățile din România acționează forțe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în cooperare cu Ministerul Apărării Naționale și, bineînțeles, sprijiniți de colegii de la Poliția Locală. Cazul Țăndărei, pe care dumneavoastră ați făcut, la care dumneavoastră ați făcut referire, poate fi evaluat din punct de vedere al numărului de sancțiuni aplicate. Și vreau să vă menționez că în ultimile zile, în localitatea respectivă, au fost aplicate 23 de sancțiuni în valoare de 19.000 de lei. Suntem în continuare acolo cu forțe și mijloace suplimentare. S-a acționat și în cursul zilei de ieri și astăzi sunt prezenți colegii mei. Este păcat că anumiți oameni au nevoie de pază, chiar putem spune pază la ușă, ca să nu iasă pe străzi, dar dacă așa vor, așa vom face. Practic în acest moment, practic în momentul acesta, domnule chestor șef, sunt polițiști, sunt jandarmi, sunt militari care stau la ușile celor din Țăndărei, tocmai pentru a se asigura că nu ies sub nicio formă din casă? Așa cum colegul dumneavoastră a prezentat, reacția pe intervenția forțelor este una de a calma lucrurile și din imaginile pe care le-ați prezentat a rezultat acest lucru. Faptul că nu mai sunt pe stradă, faptul că la acest moment sunt forțe acolo, asta înseamnă că legea a fost impusă. Am văzut totodată astăzi, domnule Despescu, foarte multe mașini de poliție care mergeau și înspre Bărbulești, Ialomița. Este o situație specială și în acea zonă. Tot ceva de genul acesta ar trebui să fie ținuți în casă cu armată, jandarmi, polițiști? La nivelul fiecărui județ s-a realizat o evaluare și am dispus organizarea unor acțiuni punctuale, unor acțiuni cu forțe mărite, acțiuni care vizează localități în care avem un număr mai mare de cetățeni reveniți în țară. Cred că și acțiunea de la Prahova din cursul zilei de ieri și acțiunile din zona Urziceni din această dimineață, într-adevăr, imaginile care au fost prezentate au arătat un număr impresionant de forțe, forțe care au fost alocate, dislocate, inclusiv de la nivel central, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, din cadrul Jandarmeriei Române și, bineînțeles, așa cum am mai menționat, cu sprijinul colegilor din Ministerul Apărării Naționale. Haideți să vorbim, domnule chestor șef, exact despre ce se întâmplă în mare, până la urmă, în toată această situație. Câți oameni au venit în România în ultima perioadă? Au fost toți controlați, atât în ceea ce privește pe cei care au venit cu avionul, cât și pe cei care au intrat pe la frontiere, cât sunt izolați, cât sunt în carantină și, evident, spuneți-ne și cât sunt până la acest moment cei care nu au respectat toate aceste măsuri și care sunt sancțiunile în ceea ce îi privește. Din câte știu, pe cei care nu respectă izolarea sunt obligați să stea în carantină și să și plătească toate cheltuielile pentru acest lucru. De la începutul declarării epidemiei s-a acționat în mai multe etape. Prima etapă a fost cu declararea epidemiei în China și am avut în vedere persoanele care au venit în România prin
tot ce înseamnă curse aeriene. Următoarea etapă a fost după ce Italia a declarat epidemia și în dinamică fiecare țară în funcție de nivelul declarat de epidemie, zonă galbenă sau zonă roșie. De la începutul lunii martie, mai precis sfârșitul lunii februarie, au fost verificați în toate punctele de trecere a frontierei de intrare în țară peste 320.000 de cetățeni. Fac precizarea și este foarte important să înțeleagă acest lucru, că această cifră este cea care a fost verificată împreună cu reprezentanții direcțiilor de sănătate publică, cu medicii prezenți în punctele de trecere a frontierei. Volumul de muncă, persoanele care au intrat în țară sunt mult mai multe decât această cifră. Dar acești cetățeni sunt cei care au venit la momentul respectiv din țările unde aveau declarată epidemia la nivel de zonă roșie sau zonă galbenă. Și aici aș exemplifica Italia, unde aproape 60.000 de cetățeni au venit în România. Dintre aceștia, peste 50 și ceva de mii sunt cetățeni români. Toți cei care au fost verificați în așa zisa linie a doua au fost direcționați în două forme, către locurile de domiciliu sau locuința unde a declarat-o persoana, pentru forma de izolare sub formă de carantină, și aici vorbim de acele locuri special amenajate de autorități, unde transportul s-a făcut într-un mod organizat, și a doua formă este izolarea la domiciliu sau în locuința declarată, iar deplasarea s-a realizat pe anumite culoare sanitare când s-a făcut mijloace de transport rutier. Au fost și cazuri când s-au deplasat cu trenul și nu puține situații au fost când o parte din cetățenii care au intrat în țară au fost văzuți, au fost semnalați în anumite gări. Au fost câteva întrebări, domnule secretar de stat, în legătură exact cu această procedură de carantinare, mai ales la momentul acesta, față de oamenii care vin acum, zilele acestea, din Italia sau din alte zone declarate roșii. Sunt duse așadar aceste persoane în carantină? Se încearcă cumva să fie în zonele de domiciliu ale lor? Și întrebări care au venit de la oameni și cu siguranță vor să știe răspunsul, dacă au voie cu bagaje în locurile unde sunt duși în carantină instituționalizată și dacă au voie să primească pachete de la familii în această perioadă. Activitatea pentru a îi include pe acești cetățeni în carantină s-a desfășurat împreună cu tot ce înseamnă autorități locale. Un rol important în această activitate l-a avut și îl are Direcția de Sănătate Publică, medicii fiind cei care dispun modalitatea care se aplică, procedura care se aplică acestor cetățeni care intră în țară. La un anumit moment, în funcție de locurile care au fost identificate pentru carantină, s-a luat decizia transportului acestor persoane în anumite zone, cum a fost zona din Dobrogea, respectiv județul Constanța, unde un număr important au fost carantinați. Chiar astăzi și în dinamică de mâine încolo vor ieși din carantină, pentru că s-au împlinit cele 14 zile. Dar în același timp s-a luat decizia și s-au organizat măsuri pentru transportul unor persoane și către județele de domiciliu, dar bineînțeles, carantinarea s-a realizat tot instituționalizat, nu sub o altă formă. Numai departe de seara trecută, de noaptea trecută, pe aeroportul Otopeni au ajuns peste 1.000 de cetățeni din diferite zone ale Europei și colegii mei au organizat toată procedura pentru preluarea acestor cetățeni, transportul organizat către județele de domiciliu, unde s-a instituit carantina, respectiv izolarea, în funcție de caz, în funcție de decizia medicului TSP.
au voie cu bagaje, domnule Despescu, să primească pachete de la familii pe această perioadă de carantinare? Sunt două dintre întrebările pe care le-am primit de la oameni noi aici la Antena 3. Bineînțeles că acele bagaje care sunt asupra respectivelor persoane le pot lua cu ei în locurile de carantină și dacă anumiți prieteni, anumite rude vor să trimită pachete sau schimburi, putem să o facem pentru că acest lucru se realizează într-o formă de protecție. Așa cum li se distribuie hrana, apa și alte chestiuni de strictă necesitate, și pachetele pot fi distribuite într-o formă organizată, bineînțeles, și cu protecție pentru cei care fac distribuția. Este important ca fiecare dintre aceste persoane să înțeleagă că trebuie să respecte normele. Fără o implicare din partea tuturor, nu putem să avem un rezultat pozitiv. Spuneați, domnule secretar de stat, de faptul că aseară au intrat 1200 de persoane în România pe aeroportul Otopeni. Președintele Iohannis transmitea un mesaj clar românilor care sunt în străinătate să nu se întoarcă acum în această perioadă de Paște. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră la ce să ne așteptăm, care sunt previziunile, valul de oameni care ar putea să ajungă în România în zilele următoare până de Paște. Zilnic în punctele de trecere a frontierei din momentul sfârșitul lunii martie până astăzi, vorbim de 3 zile, 31 martie, 1 și 2 aprilie, au intrat în țară în jur de 10.000 de persoane pe zi care au fost verificați și supuși procedurii de izolare sau carantinare. Dacă se va menține acest trend, cu siguranță până la sărbătorile pascale putem depăși 200.000 de cetățeni care vin în România. 200.000 de cetățeni, foarte mult, un număr foarte mare de oameni care ar putea să vină în țara noastră în perioada următoare. Voiam să vă mai întreb, domnule Chestor Șef, despre situația de la Nădlac. Știm foarte bine că acolo a fost o situație specială, tocmai pentru că românii, fiind cumva inventivi, au încercat să fenteze puțin autoritățile, să nu mai intre cu mașini, să nu mai vină cu autobuze și să meargă, să intre în România pe jos. Este ținută sub control în acest moment această situație? Au fost prinși cei care au încercat să facă acest lucru, sancționați? Ce s-a întâmplat acolo? În cele două puncte de trecere a frontierei din județul Arad, Nădlac 1 și Nădlac 2, s-au organizat cursurile, arterele de intrare în țară pe două categorii, respectiv intrarea Nădlac 1, vechiul punct de trecere a frontierei pentru persoane, și Nădlac 2, pe autostradă, pentru mărfuri. Prin această modalitate am separat cele două fluxuri și noaptea trecută ne-a arătat că această modalitate este una eficientă, astfel încât dimineață am redus consistent coloana de mijloace de transport marfă, iar prin această decizie susținem întru totul aprovizionarea cu mărfuri de strictă necesitate pentru această perioadă. Dacă în anumite momente au existat situații când cetățenii care au venit pe jos au plecat din punctul de trecere a frontierei către interiorul țării, vă asigur că la acest moment nu se întâmplă acest lucru. S-a organizat activitatea astfel încât toți cei care intră în țară pe jos sunt reținuți în punctele de trecere a frontierei, iar de aici transportul este organizat cu mijloace puse la dispoziție de autoritățile locale, direcționați către locurile de carantină și respectiv izolare. Transmitea totodată, domnule Despescu, președintele României, Klaus Iohannis, un mesaj pentru poliția de frontieră să își facă foarte bine treaba. Vreau să vă întreb dacă există indicii până la acest moment în legătură cu posibile măsuri care n-au fost respectate, posibile proceduri care n-au fost respectate, poate sunt cercetări în acest moment în ceea ce privește aceste lucruri? Monitorizăm în permanență situația din punctele de trecere a frontierei și vă asigurăm că acolo unde
Situația nu este în regulă, intervenim cu decizii operative. După cum vine ați luat la cunoștință, în urmă cu două zile, din dispoziția Ministrului Afacerilor Interne, domnul Ion Marcel Vela, inspectorul al Poliției de Frontieră, domnul chestor general Ioan Buda, a fost prezent personal în monitorizarea punctelor de trecere a frontierei, să ne asigurăm că măsurile sunt executate întocmai, iar începând de aseară, din dispoziția domnului ministru, inspectorul general al Junc al Poliției de Frontieră este prezent pentru o perioadă nedeterminată pentru a coordona, a sprijini toate activitățile din aceste puncte de trecere a frontierei. S-a vorbit, domnule secretar de stat, despre o perioadă în care cumva am putea să renunțăm un pic măcar la aceste măsuri foarte stricte care sunt în perioada aceasta. Spunea chiar profesorul Rafila, vorbea despre data de 15 mai. Ne puteți face o previziune cam până când am putea să rămânem în această stare de urgență, mai ales având în vedere că urmează în câteva zile, 10 zile, să se încheie cel puțin prima lună a acestei stări de urgență? Vă asigur că autoritățile analizează în fiecare zi situația, specialiștii ne exprimă puncte de vedere. La nivelul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență se centralizează toate aceste propuneri și cu siguranță dacă la un moment dat se va impune o astfel de relaxare, cu siguranță va fi luată o decizie în acest sens. Și o ultimă chestiune, domnule secretar de stat, vorbim despre polițiști, cei care sunt până la urmă și ei în prima linie după medici. Iau foarte mult contact cu oamenii. Sunt curioasă cum reacționează românii, dacă au înțeles cât de importantă este această perioadă, dacă sunt speriați românii, dacă respectă, dacă au înțeles până la urmă cât de gravă este situația și le este frică, poate, sau din bun simț, pentru a trece peste această perioadă. Și evident vreau să vă întreb și despre cheltuielile pe care le suferă în acest moment Ministerul Afacerilor Interne. Sunt toate forțele dislocate în foarte multe zone din România. Poate aveți aceste date? Nu vreau să intru într-o concurență cu altcineva, cu personalul medical, din contră suntem într-o echipă absolut în permanentă acțiune. Dar și polițiștii, jandarmii, militarii, cei din Inspectoratul pentru Situații de Urgență sunt în linia întâi. De la momentul intrării în țară, în punctele de trecere a frontierei, cetățenii care revin în România, în contact direct, intră prima dată cu polițiștii de frontieră. Pe tot ce înseamnă traseu, în contact direct, există cu polițiștii și jandarmii care asigură traseele. Cei care fac verificări la locurile de izolare sunt polițiștii, jandarmii, militarii, polițiștii locali, iar faza la centre de carantină este asigurată tot de colegii noștri. Așadar, tot ce înseamnă personal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională sunt la datorie, sunt foarte bine mobilizați și sunt conștienți că această misiune trebuie realizată până la capăt. Au conștientizat românii pericolul? Asta vă întrebam, curioasă. Ce spun polițiștii, ce spun colegii dumneavoastră, cei care sunt pe teren? Respectă cel puțin în mare oamenii toate lucrurile care li se spun de către autorități? Cei mai mulți dintre aceștia au înțeles, cred că putem observa în fiecare zi, faptul că străzile, locurile publice, sunt din ce în ce mai reduse din punct de vedere al prezenței și le mulțumim tuturor celor care au înțeles că trebuie să respectăm regulile, să stăm cât mai mult la domiciliu și să ieșim numai atunci când sunt urgențe. Avem și situații când nu au înțeles, când nu respectă, și aș exemplifica aici numărul de sancțiuni aplicate în ultimile 24 de ore. Peste 700 de sancțiuni au aplicat colegii mei pentru nerespectarea măsurilor de izolare sau carantină. Și vă mai întrebam, domnule secretar de stat, despre cheltuielile din ultima perioadă. Față de o lună obișnuită, nu știu, poate aveți câteva date cu privire la acest lucru. Știm bine că sunt atât de multe mașini, atât de mulți polițiști, echipamente dacă au polițiștii. Cheltuielile Ministerului Afacerilor Interne pentru a susține până la urmă aceste eforturi au crescut foarte mult sau se apropie cumva de o lună obișnuită?
Este normal ca această sumă să fie una mai mare, pentru că tot ce înseamnă forțe prezente în zona perimetrului stradal este cu mult mai mare decât într-o perioadă obișnuită. De asemenea, și alte cheltuieli legate de tot ce înseamnă capabilități, ce înseamnă resurse de protecție a polițiștilor, înseamnă o sumă superioară față de o perioadă curentă. Dar asigurăm pe tot ce înseamnă colegii mei, structurii implicate, cu tot ce înseamnă resursă financiară pentru buna funcționare, pentru buna executare a misiunilor pe care le avem de îndeplinit. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Despescu, chestor șef, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Vă dorim multă baftă, evident, și dumneavoastră pentru a ține sub control această situație. Vreau să mergem, doamnelor, domnilor, acum să vorbim despre ceea ce se întâmplă cu sistemul de sănătate. Ministrul Sănătății a făcut astăzi o conferință de presă, a avut anunțuri extrem de importante pentru români, pentru tot ce înseamnă.